Eu am încercat foarte atent, de fapt, să mă apropii de relația unui, unui ticălos, îndrăgostit, cu lumea din jur. Unui om care este rău, pervers la un moment dat și pare la prima vedere a fi un tip foarte de treabă sau cu minte, împăcat cumva cu realitățile din jur, în sensul în care acceptă tot ce îi se spune, mai mult sau mai puțin o acceptă pe maică sa, care îl ceartă de fiecare dată când nu și-a găsit muncă și este un nimeni și cumva tace, dar el tace și face în sensul negativ și rău al cuvântului. Viorel, dacă nu-ți găsești de lucru, să știi că n-ai și căuta în casa asta. Eu am avut și probabil am în continuare această tendință de a căuta, de a găsi actori nu doar care pot interpreta un anumit caracter, da? Un anumit rol, dar care sunt foarte apropiați caracterului filmic. Deci, dacă aș sta acum să fac o radiografie a lui Sergiu Volox, spre exemplu, sau a lui Igor Babiac, impresia mea este că ei sunt aproape la fel ca și personajele lor din film. Că cumva sunt o reflecție a personajelor din film. De aici încolo, probabil, relația lor, în imaginația mea, relația lor cu aceste personaje din film este una foarte prietenoasă și ușor de înțeles pentru ei ce au de făcut. Comportamentul eroilor devine unul pentru actori, unul firesc. Nu trebuie să joace, trebuie să fie de fapt ei înșiși. Încerci să construiești prin film o realitate sau ceea ce vrea să spună regizorul. Și la sfârșit vezi dacă ți-a reușit și pe cât ți-a reușit sau nu. Vrei să zbori sau să fumezi? Igor mă pune uneori, dacă nu cel mai des, în scurtmetrajele anterioare și în filmul ăsta mă face un fel de conflict al filmului, tot timpul. Scurtmetrajul Când se stinge lumina, eu eram ăla care îi puneam pariuri cu toți că numai, dacă bagi un bec în gură nu-l mai pot scoate și o pățiseră mult și o râdeam la colț. În Sașa Grija și Ion, eu eram motivul conflictului atunci când am observat că fierul trece printr-o mașină și nu mai rămâne mașina blocată acolo, nu o mai scoatem. Deci eu socot că el pe mine mă pune așa un fel de personaj de trecere de la o etapă altă a filmului. Igor Kobilianski, el a creat această linie de normalitate și de lucruri foarte fine și foarte subtile în jocul nostru, al tuturor actorilor. Mi se pare că asta se simte la toată lumea, indiferent că avem un background diferit sau asta mi se pare foarte important în ce a făcut el, dincolo de cum a spus povestea și așa. Evident, un actor poate face orice, dar mie probabil îmi place mai mult să găsesc oamenii care sunt oglindă, dacă vrem, da? Sunt oglindă, corelaționează cu personajele din film la nivel aproape fizic. Sunt practic aceiași. Vine mai ușor să lucrez cu ei și găsesc mai interesanți, mai neprefăcuți, ca să zic așa. Asta. Tu vrei să zbori cu rabla asta? Rabla asta merge cu 80 km la oră, liber. Vrei să o furăm pe toate? Vrei să scot motorul aici? Una dintre cunoștințele noastre comune cu Corneliu, Dan Burlac a fost cel care cumva a făcut acest link și m-a sunat într-o zi, eu eram la vas lui și mi-a zis, uite, Porumboiu are un scenariu care probabil nu-l va face, nu vrei să-l citești? Și am zis, vreau să-l citesc, oricum nu fac nimic, adică dintr-o curiozitate, sigur că m-aș uita pe el. Și eu l-am citit și el mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă scenariul este foarte diferit acum, pot să zic sincer, este mult mai diferit scenariul original sau da, în prima lui lectură, cum l-am citit eu atunci, era diferit de ce avem acum pe ecran, dar
era o viață în acest scenariu pe care eu reușisem timp de o lună și jumătate cât stăteam la Vaslui să o cunosc. Pentru că Corneliu reda sau a descris în scenariu locuri, oameni pe care i-am întâlnit în realitate și cu care eu făcusem într-un fel sau altul absolut nevoit sau da, făcusem și eu cunoștință la rândul meu. Deci mi-era foarte simplu, stând la Vaslui, eu deja vedeam cam ce descrie Corneliu în scenariu și eu m-am atașat foarte mult de el. De scenariu, ne-am mai întâlnit de vreo câteva ori, l-am preluat, am încercat să-l, cum spuneam, să-l mai modific în felul în care acesta ar funcționa pe un alt spațiu, într-un alt spațiu decât cel vasluian și într-o altă țară. A fost cumva un material asupra căruia Corneliu a pus punct, un material cap-coadă, un scenariu în plin sens al cuvântului, preluat și, acum nu știu, stricat sau făcut mai bine de mine timp de un an. Scenariul pe care apoi l-a mai modificat Igor și l-a și filmat e un prim scenariu de lungmetraj pe care l-am scris eu înainte de A face A fost sau n-a fost, la care am renunțat în momentul în care am făcut A fost sau n-a fost și a rămas la un moment dat ani de zile într-un sertar. Igor a vrut să-l facă, i l-am dat, l-a adaptat și l-a filmat. Cam asta e istoria scenariului respectiv. Dar atâta vreme cât am dat cuiva scenariul, mi-am și autoimpus să fiu mulțumit de ce va ieși. Da, Igor e un regizor care îmi place. Păi găsi că dacă fumez eu plec. Bun, ai gata. Eu mă duc. Dacă vezi pe cineva, faci ca cocu, bun? Ca și? Ca cocu e. Nu fac eu ca cucu. Șuier și gata. Dacă șuier, poate să-și dai seama că suntem oameni. Și dacă fac ca cucu, aș dai seama că suntem cuși. Igor e un regizor special, e un regizor bun. Sper să continui să facă filme. Viorel, îți spun eu că Maria asta e curvuliță de care trebuie să te ferești. Dacă ai ști cât o plâns în fața mea. Nu știu dacă am făcut un împrumut din polițist adjectiv. Și Corneliu și bănuiesc că și eu am creat o imitație, de fapt, a unei realități. Deci nu se poate descrie o secție de poliție, probabil la Vaslui sau la Orhei, altfel decât așa cum este ea. Ori ea este foarte asemănătoare cu acea din film. Și atent, Viorele, că n-ai mai văzut așa ceva. Uite, asta e mingi de oină. Oina este un simbol al moldovenilor. I se mai spune topca. Iar în unele raioane topa sau suca. Acela care servește topca se numește hălitor. Dar a servi topca înseamnă a hăli topca. Topca se hălește cu bâta. Mâinile le ții împreună, picioarele, uite așa, îndoiete, schinarea dreaptă și cheptul mândru. Și de aici merge lovitura. Uite așa! Iar încearcă tu. Despre imagine, ce să zic, mai mult decât faptul că noi am făcut studii împreună cu Oleg, de mi-a fost coleg în facultate încă, deși ani diferiți, dar în fine, ne cunoșteam foarte bine de acolo, adică eu știam și cum se supără Oleg, spre exemplu, și cum se bucură. Chiar dacă pe față poate nu trădează anumite emoții și ce-i place și ce nu-i place. Plus la toate, trebuie să recunosc că fiind cumva născuți în același spațiu, probabil la nivel de atitudine sau la nivel de trăire ale momentelor, da, descrise în film, aveam o rezonanță cumva în comun, deci simțeam la fel. Și atunci a fost foarte simplu, de fapt foarte simplu să lucrez cu el, mie personal. Normal. Как мы там? Да как? Нормально. Ждёт сюда. Да как мы турнак мотан в турнаре по футболе. Noi ne-am propus
să întoarcem pe dos, să zic așa, planurile producătorului, să-l chinuim un pic la nivel de evoluția producției, pentru că am zis că vrem să facem filmul ăsta doar în lumină difuză. Și dacă ne uităm atent, nu găsim un cadru unde avem soare și avem umbră. Tot filmul a fost filmat într-o difuzie pronunțată și evident acest lucru cumva devenea complicat, pentru că bine, am avut 2 săptămâni când am avut lumina așa, difuzie, și ne-am bucurat de acest timp. Aia a urmat încă 2 săptămâni în care soarele răsărea și practic erau zile întregi de filmare când nu se întâmpla nimic pe platou și trăgeam 2 cadre pe zi, unul la 6:30-7 dimineața și al doilea la 8 seara. Din perspectiva asta trebuie să-i mulțumesc producătorul că a avut suficientă înțelegere pentru acest demers, să spunem așa, al esteticului vizual. Ne-a înțeles și chiar a acceptat cumva fără rețineri ideea asta noastră. Vrei să zbori sau să fumezi? Dacă stau să mă gândesc bine, este, cred că 70% din film sunt prin planuri, groplanuri. Cadrul, aspectul ăsta de 2.35 mai permite în stânga și în dreapta capului să mai văd puțină ambianță. Și această ambianță am decis noi să fie una pronunțată, foarte definită, clară, derizoriu, apăsătoare, pentru că neavând foarte multe cadre largi, cumva devenea mai complicat și mai greu să localizăm, să spunem așa, spațiul sau să-i dăm definim foarte clar că, domnule, asta este o bază auto părăsită, spre exemplu. Nu se vede foarte bine că e bază auto părăsită, dar în schimb cromatic tot ce este în spatele cumva actorului o intuiești, chiar dacă nu o vezi. Și atunci trebuie să recurgem la stilistica asta ușor chiar clipoasă pe alături. Ce s-a întâmplat? Această imagine sau stilistică rezonează în plin sens al cuvântului cu dramaturgia filmului și cu personajele de acolo, pentru că nu sunt cele mai fericite personaje din lume și nu trăiesc într-un mediu cel mai fericit. Și atunci cumva am zis noi că hai să se simtă treaba asta pe ecran, da? Sau descriem, da, între ghilimele, artistic. Păi găsesc că dacă fumez eu plec. Bun, ai dat. Dacă vezi pe cineva, faci cacucu, bun? Ca și? Cacucu e. Nu fac eu cacucu, șuier și gata. Dacă șuier, poate să-și dai seama că suntem oameni. Și dacă fac?